Este o dinamică, într-adevăr, este o dinamică rapidă și am prins așa din zbor ideea doamnei. Cred în învățământul dual, în perspectiva învățământului dual, și cred că suntem într-un punct în care este important să ne dăm mâna ca să promovăm învățământul dual, astfel încât să și conștientizăm valoarea acestuia și valoarea unei profesii, efectiv, a unei meserii. Ce înseamnă să devii inginer după ce ai fost lucrător într-un anumit domeniu? Evident că cei mai buni antreprenori într-un anumit domeniu au început de jos, au construit cărămidă cu cărămidă și au atins succesul și maturitatea în afaceri după ce au parcurs toate etapele. Aici cred că este o muncă pe care trebuie să o ducem împreună exact. Pentru elevi, dar și pentru conștientizarea părinților, pentru că, iată, în București, de exemplu, suntem în situația de a se fi desființat foarte multe clase.